Ethereum este aproape ca un joc făcut din două bucăți ce nu sunt la același nivel de calitate. Pe de-o parte ai un RTS, unul destul de bine făcut. Pe de-o parte are un AI ce este mai mult decât capabil să joace. Deci este un AI care atunci când tu încerci ca să faci o ambuscadă, să-l atragi într-un loc, să-l bombardezi cu chestii din cer, o va lua la fugă, ca să nu rămână fără unități. Se va retrage, știe cum să-i joace. Pe de altă parte, ai un mod de campanie la care AI-ul habar nu are cum să joace. Dacă o fi să joci doar skirmish în el, atunci este un RTS ok. Nu o să redefinească genul, dar ce am văzut în el chiar mi-a plăcut. Ai trei rase, trei imperii galactice care se vor lupta pentru dominarea spațiului. Fiecare are unități proprii, unități ce variază de la simple infanterie până la chestii chiar masive. Amintește oarecum de a zice seria Supreme Commander, dacă mi-amintesc bine Supreme Commander, fiecare având diverse unități masive. Nu tocmai la scara lui Supreme Commander, pentru că nu are modele chiar atât de masive, dar are un accent bine pus pe o varietate de unități, adică o facțiune chiar are o unitate special făcută pentru a vâna coloșii inamicilor. Au infanterii, au unități mecanizate, au roboței, au nave zburătoare. Nu au nave care pot naviga pe apă, dar când ești în spațiu și poți zbura, la ce mai trebuie să poți naviga pe apă? Chestia amuzantă chiar avea nevoie, pentru că ce mai place la joc este că include anumite efecte meteorologice care se vor declanșa periodic, chiar le poți declanșa tu în unele cazuri, pe cam fiecare tip de mediu. Iar pe planeta înghețată se va declanșa din când în când un viscol. Acel viscol are ca efect 1 să blocheze transporturile aeriene, în sensul că nu vei mai putea chema transport aerian, ce nu este o unitate specială, este doar o comandă pe care o ai, deși cumva asta nu afectează unitățile tale aeriene. Probabil transportul nu poate vedea la sol ce se ridice, de aia nu poate să vină. Dar merge cu un pas mai departe acest viscol, pentru că unele hărți sunt făcute în așa fel încât baza ta și baza dinamică să fie relativ aproape una de alta, dar separate de apă. Atunci când vine viscolul, apa îngheață, iar dinamicul poate veni pe jos până la tine. Dacă trece viscolul când armata inamică sau a ta este pe gheață, vei descoperi că nu pot înnota. Fiecare mediu are propriul său efect meteorologic, bine, nu chiar, pentru că la unele e vorba de un vulcan activ care va erupe și va separa diversele regiuni între ele. Ethereum este construit într-un fel care, sincer, nu cred că am mai văzut până acum la un RTS, deși parcă Stronghold 2 avea un sistem similar. Sunt regiuni, fiecare având un nod pe care trebuie să faci o bază pentru a putea căpăta control asupra acelei regiuni. După ce ai construit baza, vei putea să pui prin jur turete sau mare parte turete, sau un extractor de substanță mistică ce e folosită pe poți de resursă principală. Bazele vor avea apoi sloturi în care poți adăuga clădiri, de obicei un slot sau patru, doar sediul tău principal suportând mai mult de atâtea. Aceste clădiri acoperă tot felul de lucruri, cum ar fi cercetare pentru a căpăta acces la unități mai puternice, bonusuri pentru producție, o limită mai mare de unități, pentru că la început ești limitat doar la 3 unități. Cred că într-un efort de a micșora șansele să fii zdrobit complet de AI, pentru că AI-ul va ataca de vreme și va ataca frecvent. Va face asta chiar în detrimentul propriei extensii câteodată, încercând să te țină pe tine pe loc, în timp ce nici el nu poate să avanseze prea departe, pentru că își consumă toate resursele pe construit unități de luptă care le trimite la tine. Nu ești tocmai 100% vulnerabil la rush, pentru că poți construi turete, cam maxim 3 sau 4 pe fiecare regiune. Turete de mai multe tipuri, contra infanterie, contra nave blindate, antiaeriene, cu artilerie, sunt multe tipuri de turete. Și vei avea nevoie de o combinație între toate, pentru că, iarăși, e vorba de foarte multe unități în acest joc și fiecare va avea propriul său atribut de rezistență la anumite tipuri de foc, de la anumite tipuri de unități. Iarăși este competent făcut în acest aspect. Și fiecare facțiune mai are și o serie de puteri. Primele patru sunt cam același la fiecare, dar apoi vin și câteva diferite. Cum ar fi lansarea din orbită a unui scut care va proteja temporar unitățile tale sau vindecare sau transformarea lor în unități mai puternice, unități veterane, pentru că pot căpăta experiență cu timpul. Nu foarte multă, nu capătă abilități diferite, nu cred, cum era la Red Alert, dar totuși este
util să le ții în viață pe cât mai mult timp cu putință. Meciul se termină ori atunci când distrugi sediul inamic, ori atunci când vei putea construi destul de multe tunuri orbitale încât să distrugi flota inamică ce se află pe orbită. Personal, cel mai rapid mi s-a părut simpla distrugerea sediului, în special dacă pe hartă se află și câteva facțiuni neutre. Sunt în principal 3. Raiders, care mi s-au părut cam inutili, pot genera propria lor armată de triciclete sau ceva de genul, ce ar putea fi utile la început, dar pe măsură ce evoluează jocul devin cam fără niciun fel de rost, abia dacă se pot apăra de unii singuri. Apoi Guardians, care erau parcă ceva mai capabili, iar în final este o rasă de paraziți și au gândaci zburători masivi care pot cam să facă praf inamicul dacă nu are antiaeriene. Iar AI-ul, măcar în modul strategic, nu pare tocmai dornic să facă apărare antiaeriană, în mare parte pentru că știe că tu nu ai forțe aeriene, așa că nu-și face apărare, dar cumva uită de insectele masive care erau pe hartă. Nu poți să obții tocmai ușor acces la cele unități în plus presărate pe hartă. Trebuie ca să sacrifici de obicei câteva clădiri de ale tale pentru a le converti în clădiri ce vor recruta inamicul. Cum ar fi să transformi un upgrade pentru un extractor într-o piață neagră sau un laborator tehnologic, care în mod normal îți dă acces la tehnologie mai bună ție, la un laborator biologic ce îți scade efectiv numărul de unități tehnologice pe care îl poți avea, dar care va umple o bară ce îți permite ca să recruteze cele insecte. Iar apoi când le-ai recrutat, poți ca să vinzi acel laborator biologic ca să faci din nou unul tehnologic, pentru că nu le poți converti înapoi și ai o limită de vreo 5 laboratoare. Pe partea asta este un joc bun, dar are și un fel de campanie, una care inițial mi se pare că seamănă oarecum cu cea lui Star Wars Empire at War și mi se părea grozav. Fiecare facțiune are câte o flotă, începe de pe planeta ta proprie, iar de acolo poți să pleci pe diverse alte planete, cum ar fi una de lavă, una de nisip, una de gheață și tot așa. Asta în prima fază. Ideea jocului este că există o specie transdimensională care periodic va încerca să invadeze lumea, universul tău. Și pentru a face asta lasă diverse ouă care sunt folosite apoi de aceste facțiuni ca energie. Asta este Ethereum, de aceea și anumele jocul. Bătălia începe în laying phase, când abia încep să apară aceste resurse pe hărți. Ai planeta ta cu 3 regiuni gata dezvoltate, pleci cu nava ta către alte planete, fiecare cu 3 regiuni. Este o fază de colonizare aproape, nu implică lupte la început decât dacă ataci direct o colonie inamică. În faza asta ai și cărți politice care îți permit ca să folosești diverse puteri, cum ar fi să declari ori un armistițiu planetar, adică să nu poată să atace nimeni o colonie în acea rundă, ori armistițiu spațial, să nu poată să atace nimeni din spațiu o altă flotă, pentru că poți ataca flota inamică. Și dacă o distrugi, atunci inamicul va trebui ca să-și reconstruiască flota, ceva ce îi va consuma cam toate punctele de acțiune pe acea rundă și în sens nu va putea să facă nimic până când nu are o flotă nouă. Dar, dacă vrei, poți investi puncte tehnologice, ca în loc să deblochezi unități mai puternice, pentru că aici trebuie să le și deblochezi cu timpul, să le cumperi, practic, să le cercetezi, poți investi acele puncte în încă o flotă. Chestia e că nu prea ai motiv. Tu ca jucător nu prea ai motiv pentru că AI-ul din campanie este complet cretin. Nu este în stare să facă absolut nimica. Va lua bătaie pe bandă rulantă. O, la început e mai greu pentru că AI-ul de RTS e capabil la început, dar pentru că AI-ul strategic, cel din modul de pe ture, nu știe cum să cerciteze unități sau cum să capete puncte destule încât să aibă unități mai bune, îi poți face pilaf, pulberi, îi poți distruge fără niciun fel de efort. Deci ăștia vor avea vreo 2 puncte de victorie și tu ai 13, la 13 fiind victorie. Mai e și problema că în campanie de obicei lumea te va tot ataca pe aceleași regiuni iar și iar și iar în timpul rundei lor. Nu ai opțiune de quick combat sau ceva, trebuie să aperi fiecare teritoriu din nou și din nou și din nou. Pe de o parte încearcă să facă experiența diferită pentru că de obicei la fiecare atac nou vei avea tu alte unități mai puternice și pe măsură ce evoluează acel ciclu de atac al inamicului ăla suprem extradimensional va fi o distribuție diferită a resurselor, dar predominant vei apăra aceeași regiune pe aceeași hartă de vreo 4-5 ori, te vei plictisi și apoi ai câștigat. Pentru că AI-ul nu era în stare ca să se atace celelalte 2 planete pe care tu ai făcut colonii, nici pe care nu trebuie ca să atac în faza a doua planeta centrală a unui inamic. I-am bătut fără niciun fel de efort. Asta ar fi cam partea cea mai rea a jocului. A, dar asta și că în multiplayer nu găsești pe nimeni. Absolut nimeni.
Nu e apărut de mult, dar nu este jucat, sunt zero servere. Și era și vorba de servere pentru modul de skirmish, pentru că această campanie ar fi funcționat, cred că, mult mai bine în multiplayer, pentru că atunci când AI-ul e de fapt un alt om, va ști cum să joace, va ști cum să te atace sau măcar va fi mai creativ. Dar în acest caz, nu prea este. De la mine Ethereum ia un 6.5. Are câteva idei bune. Partea cu condițiile atmosferice și vulcani este grozavă. Modul în care dezvolți baza și faci unități mi se pare interesant, deși interfața este cam greoaie. Iar AI-ul este chiar bun în partea de RTS. În afara sa e deplorabil. Pentru că devine de ajuns ca să-ți aperi 2-3 teritorii cu niște turete până când capeți suficient de mulți bani încât să poți să faci o unitate Colossus. După care inamicul a pierdut. Nu are cum să se apere măcar de una. La bară în două. Dar în skirmish, când luptele sunt egale, atunci te va face prăpăd.